Bună dimineața! Oi, auziți câte aplauze, ia priviți câte chipuri luminoase avem aici. Doamne, o zi, chiar o ediție de colecție, pot spune, la Banca de Talente, aici la televiziunea Columna. De vreo 8 ani și ceva, împlinim imediat 9 ani de activitate neîntreruptă. Ce să vă spun mai întâi de toate, sunt tot așa cu o mână mai puțin disponibilă, dar dacă sufletul zâmbește, nici nu mai contează nimic altceva. Am avut iarăși două săptămâni senzaționale, ce să spun. Am fost împreună cu Selena Bobeică, împreună cu Lăcrămioara și Costin Bobeică și cu Viorica Mihalache în Macedonia. Și ce credeți? Nu s-ar fi putut altfel. Selena a obținut locul întâi, premiul întâi la concursul Asterix de la Prilep din Macedonia. Toate aplauzele! Ei bine, vreau să vă spun că a fost senzațional acolo. Cum te-ai simțit, Selena? M-am simțit foarte bine. A fost un festival foarte bine organizat. Au fost copii foarte buni. Am fost în capitala Macedoniei, Skopje, unde am văzut foarte multe statui. Am făcut multe poze. Am fost și în Ohrid, unde am vizitat un castel foarte mare. Așa. Și am văzut o priveliște uimitoare. Da. Dar mai mult și mai mult vreau să vorbim despre concurs. Au fost 17 concurenți din 12 țări ale Europei pe categorii de vârstă, pe 3 categorii de vârstă, iar la categoria ei Selena a fost cea mai bună, nici nu se putea altfel. Ea s-a prezentat în concurs cu melodia Păpușa mea Dracula, scrisă de Victor Mihalache. A, nu numai Radu Mihalache, muzica, textul îmi aparține. Am însoțit-o și eu pe scenă. Nu putem să vă arătăm deocamdată acest moment, pentru că el rămâne o surpriză. Această melodie, în prima audiție, a fost în prima audiție mondială la Prilep în Macedonia, în prima audiție pentru România, va fi pe 28 noiembrie la un alt festival, Euro Music Vision, la București, și aceasta este condiția să fie prima audiție pentru România. Deci nu putem deocamdată prezenta această melodie. Nici nu știu când o să mai vorbim despre această performanță. Oricum am parcurs din nou 1700 de kilometri. Mașina inscripționată Selena și-a făcut iarăși datoria și totul a fost absolut minunat. Felicitări, Selena Bobeică, o performanță senzațională. Dar nu e singura, pentru că tot în weekendul trecut am avut 4 reprezentanți la festivalul Global Master Fest la București, prima ediție, o prima ediție foarte reușită. Walter Dionisie și Ancuța Dionisie sunt cei ce au organizat și acest festival, organizează și alte festivaluri, și pentru că știam că sunt buni organizatori, ne-am înscris încă de la prima ediție. Și avem așa, un trofeu, două trofee, trei trofee, pentru că lipsește Elena Molea de aici. Deci, trofee la poezie, și a fost o secțiune chiar în premieră și s-a recitat numai Eminescu. Laura Lopotaru, primul trofeu, al doilea Radu Iordache, al treilea Elena Molea din Caransebeș. Aplauze! Și asta nu e tot, pentru că avem și două locuri întâi, excepționale, fantastice locuri întâi, obținute de Raluca Petre, la muzică ușoară străină și muzică ușoară românească. Felicitări! Și vor să ne povestească cum a fost acolo, în premieră absolută, și pentru mine și doamna Vioș, dar și pentru telespectatori. Bună dimineața, dragi telespectatori! A fost un festival foarte frumos, cu o secțiune de poezie, acolo ne-am distrat, ne-am jucat cu un cățeluș foarte drăguț, da, în curte. Era o prietenă care zicea că
A fost proprietarul acelui câine. Scena a fost... răspundea la comenzi. Scena a fost incredibilă, ne-am simțit foarte bine, nu-i așa, Radu? Desigur. A deci... fost la Casa de Cultură Nicolae Bălcescu, da. Centrul Cultural. Acolo s-a... UNESCO, da. Da. Și am primit aceste premii foarte importante și eu, nouă și Radu ne-au dat niște premii și pentru dumneavoastră și pentru doamna noi. Viorica. Oh, desigur. Mihalache, o surpriză. Mulțumim mult de tot. Radu, zi. Bună dimineața. M-am simțit onorat că am fost la prima ediție a festivalului Global Master Fest. Cum să zic, m-am simțit în largul meu, cum sunt de obicei. Așa și trebuie, cum altfel. Ia să vedem, Laura, cum s-a simțit? Bună dimineața, eu m-am simțit foarte bine. Așa? Emoții? Nu. Nu? Așa, atunci să spunem că este primul mare concurs al Laurei, a mai fost ea și la Iedera, dar acum primul concurs național de anvergură. Felicitări, foarte bine s-au comportat, îmi pare rău că nu putem vorbi și cu Elena Molea, dar o salutăm, ne urmărește de acolo, de la Caransebeș. Bun, ce altceva am mai făcut... Am fost la o petrecere foarte frumoasă aseară la Găiești și le mulțumim celor ce ne-au invitat. A fost o petrecere cu mascote, cu dans, cu muzică, pentru că, iată, încep să se practice și la botezuri, asemenea petreceri pentru copii. Cu foarte mulți copii am fost. Roxana, ai un microfon acolo? Da. Ai, da. Te rog să ne saluți și tu de acolo. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Vedeți câți copii frumoși sunt astăzi la noi în platou. E multă culoare, multă bucurie, mult talent. Abia așteptăm să vă demonstrăm. Sigur, și ia să ne vorbească și Flori. Flori, microfonul. Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Eu, ca de obicei, v-am pregătit un număr de magie. Deci va fi o zi magică. Urmăriți-ne în continuare pentru mai multe surprize. Așa, tu vorbești un pic cam ca rățușca, da? Văd că ești răgușită, dar ne trece. Într-adevăr, multă culoare, multă frumusețe și asta pentru că avem invitat special de la Happy Dance Academy, cu aplauze, bineînțeles. Doamna Daniela Todirașcu se află alături de noi. N-ați mai fost de mult pe la noi și chiar ne era dor, abia așteptam să ne revedem. Sărut mâna! Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru invitație și promitem că anul acesta vă vom onora onora invitația pe care ne-ați tot înaintat-o în timp în urmă. Am fost foarte ocupat și noi, cum ați fost și dumneavoastră, v-am urmat exemplu, să știți. N-am fost cazul, n-am adus diplome sau medale, dar cu siguranță copiii vă vor demonstra ceea ce știu să facă, ceea ce am învățat în acești ani. Și până la urmă, domnul Mihalache, nu cred că pentru premii ne facem noi această muncă, da. Aș dori copiii să nu uite că ei au venit la balet pentru că le place să danseze și au venit din iubire pentru dans. Aș dori și copiilor care sunt la canto sau la alte activități artistice să nu uite că au venit pentru artă și pentru ceea ce le oferă această artă și cum îi dezvoltă. Și să nu uitați că premiile și diplomele sunt doar o confirmare a efortului vostru, dar nu este un scop în sine. Da? Corect. Deci nu uitați că ceea ce vă aduce arta și bucuria pe care o aduceți voi celorlalți și părinților voștri, asta e cel mai important. Foarte corect a spus, suntem de acord, suntem pe aceeași lungime de undă și încă o dată spun aceasta, am tot spus-o, acest platou este deschis tuturor copiilor talentați, indiferent ce talente au, tuturor cluburilor, tuturor oamenilor care au această plecare către lucrul cu copiii. Să mai spunem că, mulțumită conducerii televiziunii Columbia, aici nu costă o prezență în platou, se mai întâmplă la alte televiziuni, dar când este vorba de copii, iată, televiziunea Columna are porțile întotdeauna deschise. Și vă așteptăm, nu trebuie decât să ne dați un semn că vreți să veniți și să îi arătați pe copii lumii, pentru că ei merită aceasta. Tu ai fost un pic supărat acum? De ce?
Credeai că nu e mami aici lângă tine? Este mami aici în platou? E pentru prima oară la televiziune? Este pentru prima oară, da. Noi vă dorim să fiți cât mai des pe micile ecrane și de ce nu și pe marile ecrane. Mă gândesc că după aceea o să mergeți să îi dirijați, ca să spun așa, din față, să le spuneți telespectatorilor cum vă pot găsi, dacă o să le placă, și sunt convins că o să le placă ceea ce vor vedea aici, cum vă pot găsi, pentru că știu mulți doritori și, și pe noi ne întreabă cum ajungem la dansuri. Noi din păcate nu avem o secție de dansuri la clubul nostru, așa că vă rog să spuneți aceasta. Vă mulțumesc, domnul Mihalache, pentru cuvintele frumoase pe care ne le-ați adresat astăzi și cu această ocazie, până la a vă spune cum ne puteți găsi, vă mulțumesc pentru activitatea care desfășurați cu copiii și pentru susținerea pe care ne-o acordați, pentru că îmi dați încredere, să știți. Așa, dacă nici erați, nu erați nici dumneavoastră aici, chiar că mi-ar fi fost foarte greu. Ne pot găsi părinții pe Balet Târgoviște, și acolo vor găsi detalii și îmi pot comunica, sau un număr de telefon 0721 209 724. Îmi vă răspunde direct. Așa, dacă n-au notat, mâine la reluare sau pe site-ul Columna veți putea găsi acest număr de telefon. Și tot repede să spunem că știu că aveți un proiect foarte, foarte interesant la care ne-ați invitat și pe noi, cei de la Clubul Victorioșilor, de la Banca de Talente. Dacă puteți dezvălui ceva în avanpremieră, dacă nu, rămâne pentru altă emisiune, cum veți dori. Proiectul educativ, acela rămâne așa, deocamdată este un proiect, într-adevăr este în discuții. Acum îmi caut echipa, să spunem așa, toată echipa poate abia la anul să se implice și aici urmează să discutăm și noi colaborarea noastră, să vedem cum ajungem să colaborăm în acest proiect. Este un proiect educativ care are ca scop promovarea educației prin artă și nu doar prin arta, printr-o arta muzicii, ci patru genuri de artă am abordat aici. Impactul este extraordinar. Vreau să spun că fiul meu, după ce a fost la o prezentare, a fost în București, a fost spectator la un spectacol de la Teatrul Odeon și a urmărit biografia lui Vivaldi. Vreau să spun, din acel moment, susținut de singur și încurajat de mine, adorme cu anotimpurile lui Vivaldi. Vreau să spun, impactul este extraordinar educativ și aș încuraja autoritățile să ne susțină în acest proiect. Acum să vedem și Dumnezeu ce ne rezervă și ăla. Știți cum se zice, Dumnezeu este de partea celor care își doresc, care luptă pentru un ideal, pentru un țel. Până să trecem la primul dans, zic Roxana, să vorbim acolo cu câteva dintre fetițele, și verzișoare, și movulii, să auzim noi câteva gânduri de la ele. Bună dimineața, fetelor frumoase, ce faceți? Foarte bine. Cum e să dansezi? Să dansezi este ca și cum ai zbura, adică te simți așa, dacă dansezi frumos, zici că ai zbura. Câți ani ai tu? 9 ani. Și cum te numești? Petre Teodora. Foarte frumos ai spus. Ia să vedem ce cred cele mai mici despre dans. Îți place să dansezi? Pe mine mă cheamă Ioana. Ioana, să știi că ești foarte frumoasă. Uită-te și acolo la cameră să te vadă și telespectatorii noștri. De cât timp dansezi tu? De mult, nu? Da. Abia aștept să văd. Sigur dansezi foarte frumos, ca și colegele tale. Dansează, de mult. Așa. Ia să mai vedem și următoarea. Bună ziua. Eu mă numesc Benga Alice Andreea și am 9 ani jumătate. Dansul este foarte frumos, mie îmi place foarte mult baletul și m-am gândit să vin la aceste cursuri. Foarte, foarte frumos. Și te înțelegi bine cu partenerele tale, da? Bineînțeles, toată lumea se înțelege foarte bine. Avem deja atitudini de balet și putem urmări primul dans. A venit și Bianca, vino Bianca încoace să urmărim dansul și după aceea o să cântăm și noi. E mai frumoasă tecii pe zi ce trece. Bineînțeles, ai făcut un compliment. Atenție, primul dans cu Happy Dance Academy, chiar acum. Thank you.
aplauze! Doamne, ce frumusețe, câtă eleganță, câtă suplețe, ce să zicem. Să vedem, avem noi timp de o melodie până la prima pauză. Vă rog frumos, haideți că vreau să-i văd pe toți dansând. Denisa Darmaz vine în fața tuturor și noi ne ridicăm să dansăm după melodia Dacă pleci. Haideți cu toții sus, în picioare. Denisa ne cântă Dacă pleci. Și să nu spui, dar am aflat și-am să spun o poftă în cui cum n-ai visat. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Atmosferă avem aici la Banca de Talente, ediție de colecție. Luăm o scurtă pauză, imediat ne întoarcem, nu plecați departe. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră.
să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columna.tv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Sign for You. Personalizează-ți afacerea. Vino la Sign for You pentru printuri pe autocolant, banner, mesh sau PVC, inscripționări sau litere, casete volumetrice din PVC, stiplex, dibond, polistiren, neoane sau LED-uri. Sign for You colantează parțial sau integral autovehicule sau aplică folie carbon și folie autogeamuri autorizată RAR. Ne găsiți lângă Biserica Sârbilor din Târgoviște sau la telefon 0729 091533 sau 0726 709071. Sign for You. We sign the future. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și moto-unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comerciale în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Sece Hipericii Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hipericii, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericii Farm! Daniela, de preferi mătasea, bumbacul sau dantela, ori de piesurile sau corsetul, o pijama confortabilă sau un baby doll. În Târgoviște ai acum magazinul de lenjerie intimă Daniela, unde găsești noile colecții de la Piera, Triumph, Livia Corsetti sau Fiore. Ne găsești pe strada Colonel Băltărețu, numărul 2, în spatele rectoratului sau pe Facebook magazin lenjerie intimă. Daniela, eleganța începe cu lenjeria intimă pe care o porți. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos, pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columna.tv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Bună dimineața din nou, dintr-un platou încărcat de energie, încărcat de frumusețe, încărcat de dans, pentru că îi avem invitați speciali pe prietenii noștri de la Happy Dance Academy, iar acum vom vedea un dans rusesc în aplauzele asistenței Happy Dance Academy.
Bravo! Excelent! Spre disperarea colegilor mei de la camere, care nu mai știau din ce unghi să filmeze, platoul se dovedește a fi neîncăpător pentru micuțele dansatoare. Mai trebuie uneori așezate și cu mâna, cum se zice. Ia să vedem! Aplauze acum pentru că ne fac reverans, bineînțeles! Mulțumim, doamna Daniela! Așa ceva senzațional! Senzațional! Mulțumim mult de tot! Eu aș vrea să vedem, pentru că este toamnă, ce face morcovelul cu codiță. Cine se simte să ne povestească despre morcovelul cu codiță? Cred că Bianca. Haideți aici, rusoaice mici, să luăm loc și Bianca să ne povestească cum e cu morcovelul cu codiță. Se ridică un pic mai greu, că așa e. Așa, luăm microfonul, mergem în față. Așa, mai aproape. Și la ciorbă l-a tocat. Toc, toc, toc. Pentru a mea fetiță de la grădiniță. Tac, tac, tac. Pentru a mea băiat mărunt l-a tocat. Bravo! Dar e prea puțin, eu mai vreau de la tine. Ce ne mai spui? Bate vântul frunzele. Hai să cântăm împreună. Vântul frunzele se urte noriștile, rândurica așa doar. Iar eu trag pandă soară. Mama lasă cinte face, bunicuța lândă tarce, ta-ta-ta gela rinda. Iar eu bat din palmeașa, moșul taie lemnele, eu adăsup celele. Ta-ta-ta de la rinda, iar eu bat din palmeașa. Și încă o dată toată lumea, bate vântul frunzele, se urte măriștile, rândurica așa zboară, iar e de unde zboară. Bravo, Bianca Mutu! Excelent! Dar știți că am chef și de o poveste, vă plac poveștile, da? Da! Și în legătură cu asta trebuie să vă spun că săptămâna aceasta pe care o încheiem a reprezentat și debutul stagiunii 2015-2016 pentru Teatrul Junior din Târgoviște, cu piesa, cu spectacolul, cu piesa Ia Fermecată. Un spectacol cu păpuși, cu niște păpuși superbe, sosite de la Piatra Neamț, de la prietenii noștri de la Zira Boutique, și avem un spectacol, o minunăție de spectacol, nu că este al nostru, dar... Parcă am întotdeauna chef de povești și o să o rog pe Raluca să ne spună ea o poveste, o poveste așa cum numai ea știe să ne spună. Da? Te rog, preia microfonul, o aplaudăm pe Raluca! Se spunea că a fost odată, pare scrâniu, dar să vezi, în poiana din pădure trăia capra cu trei iezi. Nu departe de a lor casă, curaș același trup, fără pic de suflet în el, găzluia bătrânul lup. Ca vecini păreau prieteni, capra bună, lupul blând, iezii, fără griji prin curte, mai zburdeau din când în când. Când se întoarse capra din vecinul sat, ce să vadă? Toți iezii erau supat. Nu știa ce se întâmplă. Ușa întreagă, iezii trei, doi din ei a mea mai suflă, unul tremură în trei. Mai să fie, zise capra, oare nu cumva pe aici a trecut prin doglumă moș arici? Ce arici, se lase primul, i-o fi spune că a fost urs. Uite așa bătea la ușă, Doamne, bine că s-a dus. Ursul zici? Dar poate vulpea. Se băga a doua la el. Ce se cate, ursul frate, că era doșbe, eu nu cred. E? Și cu vulpea ce rămâne? Poți să spui că n-are rost?
spune cel micuț, dar poate lupul, dar poate lupul să fi fost. Ce contează? Să fi fost vulpea. Lupul, cu bumne și acumos. Dacă hosul prin nu este, cum să zici că este hos? Și veniră chiar atunci pe loc idei. Cum să scape de probleme și problemele de ei? N-ar fi bine, în afară de săvor, ar avea și un vizor. N-ar fi voi cu ochii în patru să vedeți ce v-am adus? Orice fiară joacă teatru cu Dionus. Numai să dea pe guter capra, l-a chemat pe cocostâr, a făcut ce a zis că face și a plecat cu treaba în târg. În cenușă, iezi, zburdă, fac ce vor, dacă au vizor la ușă, ce să le mai piese lor? Nu, a venit și lupul, l-a văzut afară cum mergea, da, și apoi a ciocănit. Cine e? Pe cum eu, mama voastră, v-am adus de mâncare. Mama s-a întors de la lungă și de când mai exact mama are coada așa de lungă și urechile ridicate în sus. Cum? Ce coadă? Ce urechi? Mă duc să mi le tai. Dar mama are coane, matale de ce noi? Cum? Ba avem și coane. Cum să mor acum? Ia, lupule, las-o baltă, nu vezi că avem vizor? Bravo! Iată ce înseamnă modernizarea de povești. Felicitări la Luca, un talent actoricesc ce cu siguranță o să cucerească întotdeauna. Și rămânem tot la capitolul povești și o să o rog pe Idaira să ne spună ce se întâmpla într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-un nu știu care sat, sub un nu știu care pat. Viorica Mihalache o însoțește în acest demers muzical. O pseudofabulă pe versurile poetului Traian Furnea. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-un nu știu care sat, sub un nu știu care pat, mititel cât un cercel, stă pitit un șoricel, tremurând bietule el, fiindcă aflase dintr-o carte, fiindcă aflase dintr-o carte. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-un nu știu care sat, sub un nu știu care pat, nici prea mare, dar nici mică, stă pitită o pisică, tremurând și ea de frică, fiindcă aflase dintr-o carte, fiindcă aflase dintr-o carte. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care sat, sub un nu știu care pat, terminând de rosul nos, și-a de un câine zdrențăros, tremurând și e fricos, fiindcă aflase dintr-o carte, fiindcă aflase dintr-o carte. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-un nu știu care sat, sub un nu știu care pat, fără vreun dinte ros, și-a de un lup foarte nervos, tremurând și el vârtos, fiindcă aflase dintr-o carte, dintr-o carte. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care sat, sub un nu știu care pat, cu piept ca puștii trasă, și are o vânătoreasă, tremurând cu tot cu casă, într-o nu știu care seară, într-o nu știu
cercel. Stă pititul șoricel. Trezi-l cât un cercel. Stă pititul șoricel. Bravo, Ida, bravo! Era Ioana Butăroiu, mulțumim frumos! Ce ziceți, mai vedem un dans? Mai putem urmări acum un dans? Cu Happy Dance Academy? Ia să vedem pe cine vedem acum. Așa. Haideți să ne pregătim repede, repede pentru următorul dans. Ne bucură foarte mult această vizită a prietenilor de la Happy Dance Academy. Iată-le pregătite să ne dăruiască încă eleganță. Aplauze și le urmărim evoluția. Minunat! Aplauze, aplauze, pentru că iată, avem reverans din partea prietenilor noastre. Parcă suntem într-o poveste. Și ce ziceți? Sunt chic prietenele noastre? Da! Da, sunt chic, dar să o auziți pe Natalia, cum ne cântă ea melodia Sunt chic și noi toți dansăm, da? Ne ridicăm la dans? Natalii, suntem prezenți la cântecul tău. Sunt chic! Să ori pe stradă.
chic. Te sunt curioasă, te văd că te-s la masă, o ciorbă-n polonez, sunt chic. Sunt mică brunețică, atrag priviri, adică am eu un șir etnic. Sunt chic. Deschideți acolo ușa platoului și pe rând o să mergem prin fața camerei, să facem cu mâna, să transmitem câte un pupic telespectatorilor, pentru că se apropie pauza cea mare, în câteva clipe luăm pauza cea mare și să aibă o pauză plăcută părinții, bunicii și toți admiratorii noștri. Deci pe rând trecem prin fața camerei, facem cu mâna și plecăm în pauză! Așa, 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 pauză, pauză, foarte bine! Să aveți o pauză plăcută, ne întoarcem în câteva minute, dragi prieteni, la Banca de Talente, la televiziunea Columna. Vă pupăm! Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Centrul Medical Carol Davila este dotat și amenajat la standarde europene și posedă un personal medical cu înaltă calificare, care să răspundă nevoilor dumneavoastră. Centrul Medical Carol Davila a fost desemnat pentru al treilea an consecutiv ca fiind laboratorul privat din județul Dâmbovița cu cea mai performantă aparatură de laborator. S-a deschis și un laborator de analize medicale în incinta Centrului de Sănătate Voinești, iar la jumătatea lunii martie se va inaugura serviciul de optică medicală și oftalmologie în colaborare cu renumita firmă de profil Optica Milano.
Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. Protejează-ți ochii de radiațiile ultraviolete. Oftal Sunlens te ajută cu ofertă pentru ochelari de soare de cele mai renumite mărci din lume. Ray-Ban, Vogue, Lacoste, Soleado, Zeror, Richemont, Ferre, Ceruti, Iceberg, Gucci, Mercedes și Playlight. Pe lângă acestea, Oftal Sunlens oferă consultații optometrice, comercializare și montaj lentile și rame ochelari cu dioptrii și comercializare lentile contact estetice și dioptrii. Cu Oftal Sunlens ai grijă de ochii tăi. Daniela, de preferi mătasea, bumbacul sau dantela, ori de piesurile sau corsetul, o pijama confortabilă sau un baby doll? În Târgoviște ai acum magazinul de lenjerie intimă Daniela, unde găsești noile colecții de la Piera, Triumph, Livia Corsetti sau Fiore. Ne găsești pe strada Colonel Băltărețu numărul 2, în spatele rectoratului sau pe Facebook Magazin Lenjerie Intimă. Daniela, eleganța începe cu lenjeria intimă pe care o porți. Sece Turnir, fabrica de vopsele cu tradiție în județul Dâmbovița, fondată în anul 1992 în Târgoviște, este în prezent una dintre companiile de top din domeniul fabricării produselor chimice. Sece Turnir pune la dispoziția clienților săi o gamă variată de produse la prețuri avantajoase, vopsele lavabile interior-exterior, nuanțate computerizat, diluanți, lacuri pentru lemn și piatră, antigel, lichid frână și alte chimicale disponibile. În Târgoviște, strada I.C. Brătianu, numărul 1. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos, pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columnatv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Tocmai ai vândut pe nimic un dar de neprețuit. Viața ta și a celorlalți. Fii responsabil. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Atenție la trecerile pentru pietoni! Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul.
O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întreținere. Ah, să rămână. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil. Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Dă-te încă și ăsta. Dă și poșeta. Toată șmecheria e s-a pus să fugi până începe să țipe. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Respect în trafic. Pentru viață. Micuțu, aduci mă stilogul. Se poate, domnule, dar seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrânit cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim. Ai văzut, mami, plasma ca a noastră. Da. Lăsa pe mâine traversarea corectă de azi. Copilul tău învață de la tine. Tocmai ai vândut pe nimic un dar de neprețuit. Viața ta și a celorlalți. Fii responsabil. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne.
Așa, așa. Ce-mi plac aplauzele și ce mult îmi place să avem platoul plin, cât de mult ne bucură aceasta. Vreau să vă spun repede, înainte de a intra în această a doua mare parte de emisiune cu muzică și cu dans și cu poezie, că ne pregătim noi cei de la Clubul Victorioșilor, de la emisiunea Banca de Talente, pentru noi și noi performanțe. Și îmi place ideea că, iată, deja am ajuns la un alt nivel, să spunem, la un nivel superior, acela al recunoașterii internaționale, după ce a venit recunoașterea județeană și națională. Așa se face că foarte aproape o să mergem în Serbia, mai precis domnul Radu Iordache este invitat în recital la a doua ediție a festivalului Arlechin, ce va avea loc la Torac în Serbia. Imediat după aceea, undeva la mijlocul lunii noiembrie, Roxana Clopotaru va reprezenta Clubul Victorioșilor, județul Dâmbovița și România la festivalul Două Inimi Gemene, ce se va desfășura la Chișinău, în Republica Moldova, un festival dedicat memoriei celor care au fost Doina și Ion Aldea Teodorovici. Apoi, mai mulți componenți ai trupei noastre vor fi prezenți la prima ediție a festivalului Euro Music Vision la București. Unii dintre ei calificați direct în finală pentru că au primit vouchere atunci când au fost la Ziua Zâmbetului de Copil. Și pentru că a venit vorba de Ziua Zâmbetului de Copil, să facem să ajungă la Eli un microfon. Ea n-a povestit cum a fost la Piatra Neamț, pentru că, din păcate, se afla la spital atunci când am povestit noi despre Piatra Neamț. Te ascultăm! Bună dimineața, dragilor, vă spun și eu. Sunt foarte bucuroasă că sunt din nou alături de voi. A fost foarte frumos la Piatra Neamț. Au fost niște oameni minunați care ne-au întâmpinat cu aplauze. Au fost alături de noi și ne-am simțit minunat. Bravo! Tu vei fi dintre cei care veți face parte din delegația Clubului Victorioșilor la București. Va mai fi și Adina, pentru că și ea a primit calificarea direct în finală, și Selena, care va fi prezentă și la secțiunea de creație cu Păpușa mea Dracula, dar și la interpretare. Apoi să vă spun că în Macedonia am primit invitații la festivaluri din Serbia, de la Novi Sad, din Ungaria, la Budapesta și în Malta. În Malta deja în primăvara anului viitor știm că vor fi prezente Selena Bobeică și Roxana Clopotaru la un mare festival internațional de acolo. Deci agenda noastră este super încărcată, să nu vă mai povestesc că deja ne pregătim pentru spectacolele de iarnă, pentru filmările de colinde, deci avem ce face în permanență. Draga Ida, cred că a venit momentul să ne reciți ceva, să vii să iei microfonul, să le zâmbești telespectatorilor, să vii în fața tuturor și să ne spui poezioara ta. Am doi ochi și văd mereu tot ce e în jurul meu. Vă blocul, case, străzi, mașini, pomi înfloriți în grădini. Urechile aud bine, trenul are gând pe șine, au muzica ce-mi place, apa de izvor cum face. Nasul din flori parfumate, mirezme plăcute scoate și mă îndeamnă să le adun în casă eu să le pun. Cu gura pot să vorbesc, să recit și să povestesc, să mănânc și să beau tot ce părinții îmi dau. Ce frumos! Rămâi acolo ca să-i dai microfonul lui Andrei, sau hai să-i dăm microfonul lui Andrei Lupașcu, pentru că el o să ne recite un Marin Sorescu, mai precis Rostul. Ia priviți-l încă o dată, nu vreau să te de ochi, dragă Andrei, dar sunt așa încântat de ceea ce vedem, de acest chip angelic de copilaș frumos. Te ascultăm! Rostul de Marin Sorescu, Zarbă și Curibla s-au luat la ceartă. El zicea că e așa, ea zicea că nu e așa.
El s-a înfuriat și s-a luat cu țeapă după ea. Și ea știa un rost în lucă. Fugă acolo, băgă capul ca să treacă dincolo. Nu mai încăpuse, dar jumate. Cine știe, nu mai trecuse de mult pe acolo. Se mai îngrășase și el a prins-o numai bine, cum trebuia, cu țeapa. Și dă-i, și dă-i, se strânse lumea. Ea țipa din partea-ilaltă, de o durere din coace. Când l-a lăsat-o, a trebuit să mai scoată o lucru, să o scoată de acolo. Terrible, ziceau toți să nu mai muncească, că ea își are rostul ei. Ce frumos! Rămâi tu acolo să vină Laura Lopotaru, pentru că și ea se pregătește să devină actriță. V-am spus că deja are primele premii naționale și o să ne recite acum poemul Acasă de Emilia Căldăraru. Acasă de Emilia Căldăraru. Bine e la noi acasă, nu e lume mai frumoasă, cum e cuibul părintesc, unde eu trăiesc și cresc. Tata, mama și bunici, eu și frățiorii mici, toți aici suntem uniți, bucuroși și fericiți. Casa mea și în somn o știu, orice colț pot să descriu, cât de prag, tot ce văd îmi este drag. Parcă dintr-un pas vrăjit, toate îmi spun bine ai venit. Bine ai venit și să ai o carieră impresionantă, dragă Laura. A revenit rapperul nostru de servici. Ia să vedem, să ne saluți, te rog frumos. Ce ai făcut de când nu ne-am văzut? Ce să fac? Școală? Da, știu. Ai învățat piese noi, că mi-ai spus o grămadă. Da? Bun, Alex, te rog să poftești în fața noastră și te ascultăm cu drag. Doamna târzie, Atomescu. Pui de vânt, n-auzi ce spun? Dă-te jos din pom acum și apoi caută-ți de drum. Zi și noapte ți-e tot una. Cuturi frunzele într-una. Asta-i joacă... toamnă, și că nu mai te îndeamnă să-mi lași copacii goi, să pui frunzele înapoi. Nu, că frunzeară mice plac toamnelor târzii, în covoare nu prea sunt, îi răspunse pui de vânt. De aceea strâng de zor să le țeasă în covor. Aaa, deci faci treabă dintr-adins, singur spui, vezi că te-am prins? Frunzele s-a așa suscate, ca ele nescuturate. Soarele s-a știns tăciunii, norii stau în pragul lunii. Iar eu sunt morocănos, ce să fac, să mă dau jos? Dă-te, strângem amândoi frunzele cu măturoi și le prindem iar în ram, altă rugăminte n-am. Însă toamna cea domoală a strâns frunzele în poală ca să țeasă un covor până la anul viitor. Mulțumesc! Bravo, Alex! Ne-ai făcut o surpriză! Rămâi, te rog, acolo! Rămâi în față! Ne-ai făcut o surpriză minunată! Ți-ai dovedit din nou calitățile actoricești, dar se supără enigmatic pe noi dacă nu spunem și măcar o bucățică de rap în emisiune. Și lasă treacă timpul, nu contează că zboară în orașul meu, frate, tot timpul e vară. Niciodată nu mă plâng că mă plictisesc la fiecare col de stradă, prietenii mei te pândesc. Pot să te prind prin prax sau să ieși la o terasă, ține minte. Nu ești pedepsit să stai în casă, lasă netul ăsta să mai bască. Dacă te uiți mai atent și monitorezi acasă, când ai de ce să faci, lasă că te ajutăm noi. Dimineața la cafea și seara la suc în toie. Iar voi, dacă aveți cumva chef de concurențe, 112, gratuit, apel pentru urgențe. Nu contează cine ești sau ce ai de gând să faci, contează că te distrezi și mai știi și când să taci. Fă un pas în față, sper să fie original, tot ai să te hotărăști ce vrei până într-un final. Am fost peste tot, dar mie tot nu-mi pasă, oriunde eu aș merge, alegi du-le tot acasă. Aici am crescut și aici am rămas, aici totul a început, că băieții pas la pas. Am fost peste tot, dar mie tot nu-mi pasă, oriunde eu aș merge, alegi du-le tot acasă. Aici am crescut și aici am rămas, aici totul a început, cu băieții pas la pas. Bravo, Juliu, vă rugăm notele, enigmatic.
Am înțeles. Iată, ai primit note, numai note bune, felicitări. Acum știu eu că o să continuăm cu un dans contemporan, o ramură mai puțin cunoscută a dansului, dar o rog pe doamna Daniela să vină alături de mine să și povestim un pic despre performanțele obținute cu acest dans. Mulțumesc frumos, este o latură asta, așa să nu stau cu spatele la voi. Okay. Într-adevăr, contemporanul n-a prea fost abordat în Târgoviște, este pentru un premieră și dacă baletul a mai fost contemporanul, suntem pionieri. Și cu el am luat trofeul Festivalului Lebeda de Cristal 2015 și ca dacă tot mi-ați dat microfonul acum voi profita și vreau să și nominalizez câțiva copii, Miruna Ciuciuc, Teodora Petre și acum nu mai este Cezara nu este cu noi și Noemi Nedelcu, sunt patru fetițe calificate la mondiale le de dans, tot în premieră pentru acest județ, pentru cele felicit și vă doresc succes copii, să aveți grijă, atât, mulțumesc. Felicitări pentru tot și urmărim cu mult interes acest moment de dans contemporan. Absolut minunat și mesajul și realizarea. Felicitări, este un moment de România dansează.
Excelent, excelent. Între timp s-a lipit de mine un îngeraș. Cum te cheamă pe tine? Mirosaia Minca. O poezioară știi? Un cântecel. Un cântecel, ia spune-ne un cântecel. Doamne, Doamne, harnică, cu de toate darnică, a venit iar pe la noi să ne aduci vânturi și ploi. Ai venit iar pe la noi să ne aduci vânturi și ploi. Bravo! Felicitări! Iată că ți-ai făcut debutul și în calitate de cântăreață, nu numai de dansatoare. Și mă gândesc că mai avem puțin până la pauză să o rog pe Serena Bobeică să ne cânte o melodie rock. I love rock and roll. Iată-o, are ținuta de rockăriță înrăită. Noi ne ridicăm la dans. I love rock and roll, Serena Bobeică! Bobeică, locul întâi la aprilie până Macedonia. Avem ultima pauză scurtă de această dată și revenim cu ultimul tronson de emisiune la Banca de Talente, la televiziunea Columna. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră.
sau-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columna.tv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Daniela, de preferi mătasea, bumbacul sau dantela, ori de piesurile sau corsetul, o pijama confortabilă sau un baby doll. În Târgoviște ai acum magazinul de lenjerie intimă Daniela, unde găsești noile colecții de la Piera, Triumph, Livia Corsetti sau Fiore. Ne găsești pe strada Colonel Băltărețu numărul 2, în spatele rectoratului sau pe Facebook magazin lenjerie intimă. Daniela, eleganța începe cu lenjeria intimă pe care o porți. Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și moto-unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Sece Turnier, fabrica de vopsele cu tradiție în județul Dâmbovița, fondată în anul 1992 în Târgoviște, este în prezent una dintre companiile de top din domeniul fabricării produselor chimice. Sece Turnier pune la dispoziția clienților săi o gamă variată de produse la prețuri avantajoase, vopsele lavabile interior-exterior, nuanțate computerizat, diluanți, lacuri pentru lemn și piatră, antigel, lichid frână și alte chimicale disponibile. În Târgoviște, strada Ice Brătianu, numărul 1. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos, pentru că, da, imaginea ta transmite imaginea noastră. Să-ți placă să muncești, practic vorbim, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești entuziasmat de ceea ce ne poți oferi, trimite-ne un mail cu CV-ul tău și contul de Facebook la adresa columna.tv@yahoo.com și scrie în mail și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Ei, sper să ne descurcăm, ne-a mai rămas destul de puțin timp, aproximativ 30 de minute și mai avem încă multe momente. Ce, Bianca, vrei să vii aici pe genunchiul meu? Ne pregătim pentru Crăciun, mai sunt vreo 68 de zile, am numărat bine, și vine Moș Crăciun. Abia așteptăm. Mă gândesc, Radu, să ne exemplifici pentru ce ai luat tu trofeu la București, să ne spui scena bătăliei din scrisoarea a treia de Mihai Eminescu. De acord? De acord. Te ascultăm. Scrisoarea a treia, fragmente, de Mihai Eminescu. Și abia plecă bătrânul, ce mai freamăt, ce mai zbucium, codrul clocotit de zgomot și de arme și de bucium, iar la poala lui cea verde, mii de capete pletoase, mii de coifuri lucitoare ies din umbra întunecoasă. Călăreții umplu câmpul și rez după un semn și în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn. Pe copite iau în fugă fața negrului pământ,
Lăn scânteie lungi în soare, arcuri se întind de vânt, și canouri de aramă și caropotul de grindeni, orizonul tunecându-l vin săgeți de pretutindeni, vâjăind cap și eliaș ca pleznetul de ploaie, urlă câmpul și de tropot și de strigăte bătaie. În zadar striga împăratul ca și leul în turbare, umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare. În zadar flamura verde o ridică spre oaste, ca-și cuprinse-i de pire și în față și în coaste, ca se clatine rărite și rurluși de bătălie, cada sabii ca și pâlcuri risipite pe câmpie. În genunchi doar pe deștrii, colocai se răstoarnă când săgețile în valuri ca eșuieră se toarnă și la vină în față, în spate, ca și crivățul și gerul. Pe pământ lor se pare că se năruie tot cerul. Mircea însuși mână în luptă, vijelia îngrozitoare care vine, vine, vine! Calcă totul în picioare, durdui să se au călării, ca o zi din al de suliți, printre cetele păgâne trec rupându-și large uliți, risipite se împrășnea dușmanilor și raguri, și gonim biruitoare tot veneau a țării steaguri, ca potop ce prăpădește, ca o mare tulburată, peste un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată. Acea grindină oselită, înspre Dunăre o mână, iar în urma lor se întinde falnic armia română. Mulțumesc! Bravo! Radu Iordache! Dumneavoastră credeți că a fost numai atâta la Global Master Fest? Na! Nu, nici vorbă! Și cu scena întâlnirii, sigur că da, dintre Bayazid și Mircea cel Bătrân. Mă bucură când remarcă cei pe care îi întâlnim prima oară, că sunt actori adevărați sau cântăreți adevărați sau dansatori adevărați, colegii mei de trupă. Așa s-a spus și despre... Hai, poftește! Așa s-a spus și despre Cornel Mili, pentru că ne pregătim de a doua ediție a festivalului Arlechin la Torac. Cineva dintr-o localitate din Voivodina a spus, da, acolo la Torac există un actor profesionist, Cornel Mili. Iată, constatări ce nu pot decât să ne facă plăcere. Acum ziceam să vedem câteva momente individuale, mai precis trei momente individuale ale micuților noștri noi prieteni de la Happy Dance Academy. Spune-ne, Roxana, despre cine este vorba? Păi este vorba despre Miruna Ciuciuc, care a câștigat premiul al doilea la un concurs foarte important la Palatul Dansurilor. Așa, fă-ne cu mâna, Miruna, ca să te vadă toți telespectatorii, imediat vei fi în cadru. Ea este prima interpretă de dans contemporan așa dintre toți. Următoarea prezentăm în bloc. Daniel Neagu. Daniel e în costum de marinel. O să ne prezinte un dans rusesc, a câștigat și el premiul întâi și premiul special al jurului la Cupa Palatului 2015. Bravo! Și Teodora Petre, care a câștigat și ea premiul al treilea din 17 concurenți, o competiție foarte, foarte grea, unde s-a descurcat minunat. O lebădă adevărată, iată, îi aplaudăm pe cei trei dansatori și o urmărim pe Miruna pentru început. Thank you.
Felicitări, Miruna! Felicitări! Și acum, Daniel! Bravo, Daniel! Iar acum, Teodora! Bravo, bravo Teodora, absolut superb, ne-ați făcut o zi senzațională și nouă celor de la Banca de Talente, dar și telespectatorilor noștri, dragi prieteni de la Happy Dance Academy. Mă gândesc acum să vă încânte și florii pe voi și pe telespectatorii noștri cu câteva trucuri magice și apoi încheiem emisiunea cu muzică și bineînțeles dans. Florii, te urmărim! Dacă prietenii noștri care au dansat v-au spus o poveste prin intermediul dansului, vreau și eu să vă spun o poveste, doar că în stilul meu, cu cărțile de joc. Și v-am pregătit o povestioară scurtă, ca să ne ajungă timpul, despre trei prieteni. Bine, cărțile vă spun deja numele, Johnny, Jack și Jimmy, da? Foarte buni prieteni. Voi sunteți prieteni? Da! Da, deci sunt la fel ca voi. Johnny, Jack și Jimmy, cei mai buni prieteni. Chiar dacă eu îi pun în pachet pe Johnny, la baza pachetului, pe Jack undeva în mijloc și pe Jimmy îl las aici, sunt total separați și dacă tai pachetul de mai multe ori și căutăm prin pachet, îi vom găsi tot împreună.
cum v-am zis, o povestioară scurtă despre o prietenie adevărată. Ei sunt magicieni la fel ca mine. Bravo, mulțumim! Un truc scurt, dar eficient. Iar acum Adina Nicolae o să ne spună o altă poveste. Pleacă, dar noi nu plecăm nicăieri pentru că mai avem încă de cântat și mai avem să ne simțim bine cu telespectatorii noștri. Adina, pleacă! Haideți la dans! Ieri am pus pe joi, mă iubesc până la cer și înapoi. Tot nu-s mai târziu, nu puteam să mai zbor sau să mai fiu. Poza ta la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult. Scria negru pe alb, adio, exclam la final. Pleacă, mâine o să-mi treacă, ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă. Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba pleacă. Am rămas ca un orb, nu te mai văd la mine în viitor. Am rămas ca un nud, nici n-am apucat să te sărut. Pleacă, mâine o să-mi treacă, ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă. Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba pleacă. Mâine o să-mi treacă, ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă. Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba pleacă. Mai tu mi-ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca doi anonimi. Pleacă, mâine o să-mi treacă, ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă. Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba pleacă. Lasă-mă să mor, lasă-mă să mor, lasă-mă să mor. Oh, bravo, Adina! Nu plecăm nicăieri pentru că vrea să ne spună Eli Milea o altă poveste a cuiva care este nebun de alb. Eli Milea! Întotdeauna de când mă simt tot mai bogat de tine și-mi stau pe tâmple soarele și luna. Acum e cel mai rău și cel mai bine. Și uite, n-are cine să ne ajute, abia-și mai ține lumea ale sale. Și-ntr-un perete al nemuze mute, nebunii negri caută o cale. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce e al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce e al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Descreerat
alte accidente, m-ar fare triste vin în miezul verii. Iar eu sunt plin de gesturi imprudente, ca să te apropii și ca să te sperii. Jur împrejur priveliști taberante, copii fragili lucând părinții în spate, bătrân cu sănii gri de os pe pante și albatroși veniți pe zări uscate. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Și îți caut chipul în fiecare margine a firii, în podul palmei dacă iau nisipul, simt un inel jucându-se de-a mirii. Iau prin bătălii din vreme în vreme, ostașii gărzii tale ți se închină. Iubita mea cu foarte mari probleme, cu chip slavon și nume de regină. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Eli, nu prea ne mai ajunge timpul, dar mai avem două melodii. Prima interpretată de Roxana Clopotaru și vom încheia cu Raluca Petre și Simply the Best. Deocamdată Roxana Clopotaru. We're a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea, but as long as we're together, there's no place I'd rather be. I would wait forever, exalted in the scene, as long as we're together, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the place, strolling so casually.
Și pentru că pur și simplu suntem cei mai buni, vom încheia această ediție de colecție de emisiune Banca de Talente cu Raluca Petre și Simply the Best. To me wild and riot. You come to me, give me everything I need. Give me life, then I'm promising a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. You can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Baby, I would rather be there. In your heart, I see the stars every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be no other place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone that I ever met. Ooh, I stuck on your heart. Can't already what you say. Tear as fire. Baby, I would rather be there. It's time to wave, I start losing control. Walking away with my heart in my soul. I could feel it now and then I'm alone. Oh baby, let it go. Oh, you're the best.
mia una nobile. Raluca Petre, bravo! Haideți să ne strângem repede, repede aici, să intrăm cu toții în cadru, să mulțumim prietenilor de la Happy Dance Academy. Cum v-ați simțit? Ce să spunem, foarte bine! Un pic mai în spate toată lumea ca să ne vedem. Dacă tot nu ne leagă doar iubirea pentru copii, ci și ne leagă iubirea pentru Basarabia. Eu sunt, originele mele sunt din Basarabia și te rog frumos să duci și iubirea mea și dragul meu și dorul meu pentru țara mea, pentru țara mea care m-a crescut, pentru că m-am născut în altă țară. Dar vă mulțumesc foarte mult și sper la multe colaborări și felicitări și curaj înainte și Doamne ajută tot înainte. Sărut mâna, mulțumesc la fel. A fost o ediție de colecție. Mulțumim încă o dată Happy Dance Academy. Mulțumim și victorioșilor de zi cu zi, de săptămână cu săptămână a emisiunii Banca de Talente. Facem cu mâna pe săptămâna viitoare. La revedere!